Bine și bine v-am regăsit la un nou episod de... Așa. Un episod de gaming. Am și revenit pe YouTube din cauza faptului că am avut o problemă foarte mare, precum că mă jucam odată Brawl, a fost una amuzantă, nu una proastă, să-mi arunc telefonul de pe un bloc sau nu știu ce. Dar oricum, a fost o perioadă foarte... Nu a fost rea pentru că m-am dus și în vacanță, că dacă nu mă duceam în vacanță, puteam să îl repar mai repede, adică mi s-a stricat telefonul, dar vreau să fac o poză de pe alt telefon ca să vă arăt, dar nu aveam cum să vă arăt altcumva. Acest videoclip cred că va fi scurt sau nu știu cum, dar da, videoclipul ăsta nu o să-l fac special de ceva, îl fac numai că am revenit. Și vreau să vă spun că o să aduc niște episoade super forță, care vreau să le să văd că vă uitați la ele și că așa, pentru că nu sunt din alea care le asta, așa, care le făceam eu precum Brawl Star, prezint fiecare skin care îmi pică, what the fuck. Deci, nu știu, acele idei sunt numai când aveam idei pentru mine, că voi dacă mi-ați da voi comentarii ce idei și cum ceva, am idei, dar nu vreau să vi le spun pentru că o să vă luați spoilere tot de la titluri, dar nu mă interesează, vreau să le vedeți. Sunt niște idei faine, videoclipuri mai diferite, dar nu știu, contează, să vedem. Da, oricum, am fost... Cum am reușit să-mi repar telefonul, l-am dus la reparat în primul rând, din cauza faptului că dacă nu-l duceam la reparat, nu făceam videoclipul ăsta, nu-l făceam. Da, am și un laptop, dar laptopul ăla, nu știu, nu prea pot să mai filmez cu el. Ah, și m-am dus în vacanță, adică pot să zic că pe partea cealaltă a României, pentru că nu partea asta, nu vă zic chiar unde locuiesc, Moldova așa în general. În regiunea asta, dar zic că m-am dus în Banat acolo și a fost destul de fain, am vizitat multe chestii, am făcut multe chestii, spre plecare ne-am dus și la Salina Turda, să fiți atenți, nu vă mint, chiar am mers, a fost o mină foarte mare, adică trebuia să-mi cobor multe scări sau this is liftul, dar am coborât mai multe scări după aia la liftul. Iar da, a fost super fain și la Salina. Am auzit că ceva de Mr. Beast, că închiriază Salina, nu știu ce. O să fac un videoclip și despre Mr. Beast, deja v-am dat spoiler. O să vă dau spoiler numai că vreau să vă... O să facem videoclipuri despre Aisho Speed și Kai Cenat, ăștia trei care au venit în România, numai că na. Sperăm să le vedeți, nu știu dacă vreți să le vedeți, dar nu contează. Vreau să facem un videoclip fain, care să mă întrețin ieri, de ce n-am putut să fac, băi, deci ieri când a dat comentariu, mai aveam o problemă cu netul și vreau să o... nu puteam să fac videoclip din cauza netului, dar am reușit să repar cu netul ăla și n-am mai avut timp să mai fac videoclipul, am vrut să, nu știu, să fiu un videoclip așa, să nu fiu deranjat, să fiu foarte bine, să... Dar azi videoclipul ăsta, e doar că vă zic că revin și că o să facem multe videoclipuri, live-uri, nu știu, vedem noi. Poate dacă facem live, dar să și vineți pe live-ul ăla, că de asta nu fac eu live-uri, că dacă voi nu am spectator pe live, nu pot să fac live, că nu am, mă plictisesc pe live-uri. Dacă ați venit pe live-uri, ați fac, pune comentarii, le-aș vedea și nu m-aș mai plictisi. Plus că trebuie să găsesc timp. Poate în august, după o săptămână, încep să fac un live, dar sper să veniți pe live-ul ăla. Da, eu zic că a fost super fain, am văzut multe chestii, vacanță. N-am avut telefonul să pot face multe chestii, poze, n-am reușit. Chiar vreau să vă arăt niște poze, dar n-am. Dar un lucru care am vrut, care mi-a plăcut și l-am luat, a fost... Stai, pena cu Brawl Stars. Poate reușesc să o iau. Uitați aici, frate. Pena cu Brawl Stars. Ce credeți că nu o să...
Am găsit-o și eu pe acolo și am zis, bă, hai să iau pe asta dacă tot e așa șmecheră. Mai avem și o figurină de asta cu Jesse de Silver, dacă nu o vedeți. Adică am făcut opening din ăla, unboxing. Dar da, uite, asta e încă un lucru care vreau să vi-l arăt. De ce l-am luat? Bă, să fim sinceri, cine n-ar vrea o de asta, mai ales că e jucător de Brawl. Mi-a căzut, ok, o să fixez după aceea. Da, oricum e super faină pentru asta. O să pun înapoi pentru că n-a ce să fac cu ea acum. O să pun aici că sincer stă mai bine. Sincer stă mai bine. Când o să mă mut din camera de gaming, momentan trebuie să mai aștept că n-a. Nu prea am mulți bani să pot să mă mut la un apartament. Gen, nu pot să mă mut la apartament acum. Poate după 2 ani, da. Și poate facem chestii mult mai interesante în viitor, pentru că nu știu. Și acum vreau să bag videoclipuri interesante, dar contează să vă placă, frate. Contează să vă placă. Da. Mai am ceva de spus? Cam nimic, pentru că v-am zis tot ce trebuia să vă spun. V-am zis, nu dau idei. Nu dau videoclip spoilere ca să le vedeți liniștit. O să facem, cred că și despre niște animeuri, pentru că reacții, nu știu, vreau să facem, să explicăm animeul, ce s-a întâmplat în anime. Da, pentru ăștia care se uită anime, nu contează pentru toți. Dar da, o să fie și videoclipuri de genul ăla, gaming, nu știu, gaming-ul. O să fie o leacă mai puțin, adică nu o să fie puțin, dar nu o să mai stau o grămadă să fac videoclipuri. Dar oricum, înainte mai aveam o problemă cu telefonul, care am stat o săptămână, știți și voi faza aia. Așa, și videoclipul, nu, am videoclipuri de asta mai multe într-o zi și l-am postat. Dar, bă, a fost o idee bună chestia asta, sincer să fiu, că mă zic, nu mă așteptam să vină chestia asta că să mi se strice telefonul și să mai posta videoclipuri. Dar după aia nu o să mai posta că a fost prea mult. Tot sunt notificarea matei. Așa. Păi, eu zic că a fost super fain. N-a fost nici fain, dar nici așa, dar pot să zic că a fost mid fără telefon, dacă aveam și telefonul era super fain. Videoclipuri când eram în vacanță, nu puteam să fac, frate, nu. Orice aș face, nu puteam. Pentru că acolo, în vacanță, adică trebuie să te distrezi, nu trebuie să faci chestii precum YouTube, așa, alte chestii. Da, eu zic că dacă v-a plăcut acest episod, a fost scurt, din păcate doar v-am explicat ce trebuia să facem. Și da. Eu zic că dacă v-a plăcut acest episod, dați like și subscribe. Și pa!